Cu siguranță greutatea muncii crește, ca să zic așa, pentru că o emisie 24-24 presupune foarte, foarte multă muncă, presupune foarte multă implicare, dar așa cum am cunoscut eu echipa de la studioul TVR Cluj, cu siguranță oamenii de foarte bună calitate care muncesc acolo pot să facă față acestei provocări. În fiecare zi de la ora 15, TVR Cluj vă așteaptă la Regiunea în Obiectiv, emisiunea care vă ține conectați la evenimentele din Transilvania. Ovidiu Damian, alături de invitații săi, vor aborda subiecte de interes din economie, agricultură, politică ori sănătate, iar evenimentele zilei vor fi prezentate în direct chiar de reporterii TVR Cluj aflați în mijlocul acțiunii. Emisiunea pentru minorități se regăsește și în Noua Grilă, într-un sonul orar 16-17 și va putea fi urmărită în reluare în fiecare zi de la ora 24, iar a doua zi de la ora 10. De la ora 18 vă invităm să urmăriți telejurnalul regional care din acest sezon va fi interpretat în limbaj mimico-gestual. Cele mai importante evenimente, informații la cald, transmise din teren, tot ceea ce influențează viața comunității, aflați în principalul jurnal de știri, transmis de TVR Cluj. Rubrica Sport, prezentată de Paul Olar, vă ține conectați cu noutățile din fotbal, basket, volei și nu numai. Între orele 18:30 și 20, emisiunea Actual Regional va dezvolta evenimentul principal al zilei și va aduce în atenția telespectatorilor câte o temă de interes din diverse domenii. Luni, nutriție și sănătate cu Sebea și Karen. Marți, sport cu Alexandru Bănoi. Miercuri, agricultură, ecologie cu Radu Angel, joi, agenda europeană prezentată de Tiberius As, iar vineri, săptămâna politică cu Sebe și Karen. Din programul de weekend nu lipsesc emisiunile consacrate ale TVR Cluj, cum ar fi Cântec și Poveste, Cap de Afiș, Legal 100%, Viața la Țară, Spirit și Credință. Emisiunea Fără Prejudecăți, singura producție TV din Europa, unde lucrează 3 reporteri cu sindrom Down, rămâne în grila TVR Cluj și va putea fi urmărită în fiecare sâmbătă dimineața de la ora 9, având mai multe reluări pe parcursul weekendului.